Am revenit, Alina, să continuăm. Vorbeam despre toate aceste energii care, dacă nu sunt bine gestionate, pot, și apropo de nativii fecioară, pot să ne creeze probleme. Da, vorbeam și de faptul că, mă rog, poți să ajuți sau nu o persoană pe care o ai în fața ta, respectiv un pacient, în momentul în care îi comunici un rezultat al unei analize. Și nu numai că îl ajut sau nu, dar poți să îl blochezi în așa fel încât să nu mai audă nimic din ce îi spui, dacă îi spui într-un mod neadecvat, și nu numai că nu-l ajuți, dar îi faci mult mai rău. Am avut situații în care pacientele mi-au au venit după multă vreme de la alți colegi și am văzut rezultatele pe care le primiseră în urmă cu 5 ani și zic, bine, și tratament ați făcut? Nu, pentru că m-a speriat atât de tare încât am zis că nu mai vreau să aud. Deci, cu alte cuvinte, le-au blocat, n-au făcut tratament și erau, evident, mai rău, mai rău, categoric. Mergem mai departe pentru nativii balanță. Există și acum un mesaj, pentru că fiecare zi are o configurație astrală care promite un mesaj pentru noi toți. Duritatea lui Pluton vărsător, chiar dacă nouă ni se pare așa doar un lucru haios, așa că a intrat Pluton vărsător, nu este nimic haios în toată treaba asta. Pluton vărsător vine cu o anumită greutate și în funcție de casa astrală pe care o ocupă, atât în tema personală cât și pe cea generală, pentru nativii balanță, se găsește pe casa a cincea. Acest Pluto vorbește despre absolut necesitatea de a fi creativ, de a se regăsi într-o relație pasională, de dragoste, de a simți, sau într-o raportare foarte puternică cu proprii copii. Este vorba despre această creativitate care lor readuce și o formă de regenerare. Deși muncesc mult cu Saturn și Neptun pe casa sacrificiului, pentru alții nativii balanță își găsesc refugiul în această creativitate. Este foarte important să înțeleagă cât de mult se pot regenera. Există zodii pentru care este cel mai periculos să se plafoneze, să intre în acea inerție și să apară depresia. Cât de mare este pericolul, doamna doctor, să intri pe o zonă dintre aceasta de depresie, să spunem așa, bineînțeles treptat, fără să-ți dai seama? Există totuși și un bagaj pe care îl putem observa înainte de a se instala o depresie într-un mod mai serios? Da. Pentru un medic, de exemplu, există un reper, așa, își poate da seama? Nu neapărat un reper, dar o persoană care e, mă rog, se îndreaptă spre o depresie, că atunci când ești în depresie se vede de la ușă, nu trebuie să spună că are o problemă, dar felul negativ în care gândește, la modul e, da, acolo e bine, dar la mine nu, adică vede mai mult partea goală a paharului decât partea plină, trebuie să discuți, să vezi dacă poate are chiar motive întemeiate să fie așa, nu trebuie să zici, nu, ești doar pesimist. Și dacă nu are motive, ar fi bine să întrebi ce te face să gândești asta, de ce ai ajuns la concluzia asta, de ce ție nu-ți mai place, nu știu, să zicem, jobul sau eu știu. Pentru că sunt momente în care poate tu nu realizezi care e adevărata cauză. Și dacă ai pe cineva în anturajul tău, sau mă rog, acum vorbim de medici, dacă au venit la control și găsești asemenea lucruri, e bine să vezi cu ce poți să-i ajuți și mă gândesc la altceva. Au venit paciente care erau în tratament psihiatric, ajunseseră la psihiatrie pentru că se simțeau rău, nu mai vedeau bine, aveau senzația că amețesc, uitau anumite lucruri. La psihiatrie au fost analizate cumva rapid, să nu zic altfel, li s-a dat un tratament, persoanele respective, și nu zic persoana, că sunt mai multe, au constatat că nu le-au făcut bine, că acele simptome, inclusiv acest fel în care nu se regăseau, nu gândeau cum gândeau de obicei, au zis, nu, asta nu e motivul pentru care am ajuns eu aici, deci caut în altă parte. Și au ajuns să descopere că de fapt au un deficit hormonal și în momentul în care rezolvi problema asta, ți-ai dat seama că n-ai nicio depresie. De fapt, aveai o lipsă de hormon. Trebuie să te cunoști și în momentul în care primești un tratament și îți dai seama că nu ți-a rezolvat problema, să cauți în altă parte.
Se poate întâmpla și lucrul. Așa este, din păcate, acum energiile sunt foarte difuze pe cer și este destul de greu cu atâtea planete importante, adică cu două planete importante în semnul peștilor, să pui punctul pe ei în vreun domeniu, nu doar în planul sănătății. Sănătatea devine însă un punct de reper cu această forță saturniano-neptuniană pe pești și mai ales pentru nativii balanță, pentru care ocupă chiar casa sănătății acest Saturn și Neptun în semnul peștilor, este important să dea atenția cuvenită și zonei legate de sănătate. Deci orice devitalizare, orice afecțiune trebuie tratată cu foarte, foarte mare responsabilitate, pentru că este o zonă de care trebuie să vă ocupați. Mergem mai departe pentru nativii Scorpion. Pentru nativii Scorpion a venit momentul să se desfășoare, să spunem așa. Este vorba despre a ieși la rampă, este vorba despre a fi în mijlocul scenei. Nativii Scorpion trebuie să-și arate colții, dar în sensul bun, trebuie să-și arate punctul lor de forță. Există și momente în viață când trebuie să strălucești, a venit momentul, ai nevoie, simți nevoia să strălucești, simți nevoia să ai o bucurie, o mulțumire care te face să renaști. De exemplu, nu te mai simți bine, să spunem, într-un birou și vrei să te muți, să ai un birou mai frumos sau să ai un sediu mai frumos sau să îți înfrumusețezi camera în care locuiești. Și în momentul în care faci lucrul acela, tu practic renaști, tu îți dai un restart sau ești ușor depresiv, nu lăsați depresia să se instaleze, cereți din univers un ajutor și, nu știu, faceți, aranjați o vizită a prietenilor, ieșiți într-o excursie, găsiți un film care vă remontează, încercați să citiți, conectați-vă cu ceva ce făceați în tinerețe, în adolescență, poate chiar în copilărie, vizitați locurile natale, nu se poate să nu, să-mi spui că nu există nimic care să te ajute să-ți refaci structura pe pozitiv, să nu rămâi supărat, depresiv, melancolic, pentru că este foarte parșivă zona asta energetică. Dacă nu știi să o gestionezi, de asta cunoașterea e important, simți când vine. Adică vezi dacă ți intră în casă un animal nepoftit, nu știu, ai șoareci în casă sau ai gândaci sau ai ceva, vezi. Dar nu știi când intră în casa ta o energie care te agresează. Este important, doamna doctor, să, totuși, chiar dacă totuși medicina are această legătură destul de concretă până la urmă, faci o ecografie, faci o radiografie, îți dai seama ce problemă are persoana, dar totuși este important să identificăm și cauzele. Cel mai important. Păi, dacă nu știm cauzele, tratăm efectul. Astăzi tratăm, mâine tratăm și până la urmă cauza rămâne acolo. Deci cauza trebuie găsită. Totdeauna sunt paciente care vin și zic, bine, dar din ce motiv am ajuns aici? Tu trebuie să știi cauza de unde s-a pornit ca să găsești. E ca și cum ai spune, avem un fibrom, sângerează pacienta la fiecare menstruație mai mult și noi încercăm să oprim sângerarea. Păi trebuie să eliminăm cauza, că altfel va sângera și astăzi și mâine și luna viitoare și tot așa. Deci trebuie să cauți cauza. Asta este un principiu clar. E dificil câteodată, pentru că în specialitatea ginecologie, să zic, lucrăm cu anumit organ și acolo poți să pui diagnostic ușor. Dar cred că de multe ori, în momentul în care lucrezi cu mintea omului sau pe partea de neurologie, e mai dificil. Pentru că e greu să știi ce e mintea omului. Și totul e mintea noastră. Contează cum gândim și cum ne setăm. Emoții, energii și mult mai multe. Până la urmă așa ne guvernăm singuri întregul corp. Exact ce spuneam, minte, trup și suflet. Trebuie să ținem cont de toate, nu numai de un anumit organ. Degeaba operezi, dau un exemplu, un anumit organ, iar pacientul este atât de pesimist încât spune, sigur, mă mai fac eu bine. Chiar nu se mai face bine dacă vede totul în negru și nu vrea să participe alături de tine la procesul de vindecare. Contează foarte mult lucrul ăsta. Și cred că e... Asta depinde și de medic, să-i insufle, cum să zic, dorința de a trăi până la urmă. Adică nu neapărat că nu vorbim numai de viață și moarte, dorința de a se regenera, exact ce spuneai mai devreme. Și nu suntem toți la fel și atunci trebuie să avem abordare diferită pentru toată lumea. Cum tratamentele sunt personalizate și abordarea pacientului este personalizată. Trebuie să fie, nu este personalizat. De foarte multe ori sunt zile în care cum încep prima consultație, așa sunt toate celelalte. Sunt persoane cu multe afecțiuni, persoane cu probleme
emoționale și nu trebuie să ții cont numai de partea organică. Și la sfârșitul zilei zic, cum mi-au venit atâta într-un timp scurt? Și mă gândesc că în momentul respectiv universul a gândit că pot să fac față și să pot să le ajut, că până la urmă au venit să caute un ajutor, nu au venit numai să fac o vizită oarecare. Mergem mai departe pentru nativii săgetători, doamna doctor. Săgetătorii știm că sunt foarte interesați de cunoașterea principiilor care stau la baza mersului vieții, să spunem așa, ca atare ei în această perioadă atât de puternică încărcată de subînțelesuri și înțelesuri spirituale. Săgetătorii încearcă să găsească un sens tuturor lucrurilor care li se întâmplă, de aceea s-ar putea să-i găsim mai obosiți decât altă dată, pentru că pur și simplu nu mai suportă zonele de necunoscut. Adică acolo unde a rămas un necunoscut, acolo unde a rămas un parazit din acesta energetic, dacă e ceva, este ca și când locuiești într-o casă superbă, dar proprietarul îți spune, doamne, îți vând casa asta și la un preț bun, dar în camera X, ca în filmele de groază, iar cu filmele de groază, dar în camera X nu ai voie să intri, orice s-ar întâmpla, este condiția și așa. Și nu ai liniște și vezi persoana aceasta că nu are liniște până nu intră în camera aceea, care de cele mai multe ori este chiar, mă rog, camera care justifică de ce nu ar fi trebuit să se mute în acea casă. Săgetătorii sunt exact în acest gen de casă-palat în care, da, totul este confortabil, dar există o singură cameră cu monștri, cum se spune, în care, deși n-au voie să intre, acum nu mai suportă tensiunea și presiunea și spune, chiar acolo vreau să vă până la urmă ce este, pentru că altfel nu mă mai simt confortabil, chiar dacă totul e polit cu aur, eu nu mai pot până nu văd ce e în camera asta. Această cameră pentru nativii săgetători este într-adevăr o provocare. Ei chiar vor să-și explice dincolo de orice, spre exemplu, pentru alte zodii este suficient să le spună prietenii, rudele, oameni de încredere anumite lucruri. Pentru nativii săgetători nu există această variantă. Ei trebuie să-și explice singur ce se întâmplă și singur pe undeva trebuie să înțeleagă de ce anumite lucruri se întâmplă într-un sens. Există și o zonă în astrologie care arată un nivel minim de conștiință și un nivel maxim de conștiință. Săgetătorii vor să descopere și ce este cu această zonă. Ei vor să vadă în această perioadă de unde și-au energia. Care este zona care le aduce cel mai mult potențial? Poate este locul de muncă, poate este familia, poate este copilul, poate este un hobby. Este foarte important pentru ei să-și regleze conturile cu universul astfel. Cât de important considerați că este, doamna doctor, să știm de unde ne luăm, de fapt, resursele din punct de vedere energetic? Adică ați observat dacă persoane care aveau un hobby la care țineau mult de tot sau aveau și făceau în fiecare zi câte o bucurie, sunt mai bine poziționate energetic sau mai sănătoase? Garantat, pentru că în momentul în care ai un hobby și când ești încărcat sau obosit, refulezi în acel hobby, în momentul acela tu de fapt te odihnești, chiar dacă hobby-ul respectiv e, nu știu, te urci pe munte și fizic, efortul fizic e mare, dar pe tine te relaxează. Deci contează foarte mult să ai un hobby, într-adevăr, ca să și să îți permiți să-l faci. Nu astăzi n-am timp, mâine n-am timp, poimine n-am timp. Ai hobby-ul respectiv, du-te, pentru că acolo te relaxezi. Chiar dacă, repet, nu este doar așa, hobby-ul meu este să stau să privesc mare. Hobby-ul e să mă urc pe munte sau să alerg, eu știu, undeva kilometri. Contează ceea ce îți face ție plăcerea să ții cont de asta, pentru că atunci te încarci. Poate, nu știu, călătorești. Într-o călătorie unde ai mers cu avionul, ore în șir, ai ajuns, ai vizitat, ai dormit foarte puțin, te încarci, chiar dacă ai făcut un efort fizic. Pentru că ție, de fapt, îți place lucrul ăsta și atunci ți-ai făcut o plăcere. Plăcerea descarcă serotonina de care vorbeam, bucuria respectivă. Fiecare are, mă rog, hobby-uri diferite. Adică poate să aibă un hobby puțin paradoxal, dar nu contează. Suntem diferiți și fiecare cu plăcerile noastre. Trebuie să identificăm și prototipul energiei inferioare în această perioadă. Deci, după părerea mea, cel mai important lucru pentru nativii săgetători este să înțeleagă și de unde vine această zonă de deficit despre care vorbeam. Deci, energia aceasta inferioară care poate să paraziteze, pentru toate zodiile este valabil acest lucru, dar săgetătorii în mod deosebit sunt interesați de aspectul acesta, de prototipul energiei inferioare. Iar această lună nouă, care nu înseamnă doar început și, cum spunem noi, că trebuie să
formulăm o intenție, dar într-adevăr pe lună nouă este bine să formulezi o intenție, să spui îmi doresc să fac ceva sau să iei o inițiativă, pentru că arată un început, sigur, dar nu este suficient. Pentru nativii săgetători este mult mai sofisticată toată povestea asta. Ei trebuie nu atât să înceapă ceva astăzi, dar ar trebui să-și ia un angajament sau să deslușească ceva ce pe ei îi trage în jos, pentru că cu toții acum scăpăm de cele mai neplăcute, să spunem așa, energii. Ceea ce în ori te trage în jos un gând, pur și simplu te macină atât de mult faptul că, nu știu, nu ai casa mai spațioasă sau nu ai trei facultăți sau nu ai făcut încă nu știu ce doctorat sau nu vorbești cu o mătușă îndepărtată. Deci uneori facem niște ne facem probleme din ceva ce practic n-ar trebui să fie atât de dur. Pentru nativii Capricorn și pentru ei ca și pentru vărsători este foarte importantă în această perioadă depășirea limitelor individuale și un fel de regenerare, restructurare tipic plutoniană. Capricornii intră într-un fel de vrie, așa, ei chiar au un exces energetic acum, trebuie să știe însă să-și canalizeze această energie. Într-un fel, Capricornii nu doar că nu și-au pierdut busola, dar ei au devenit busolă pentru alții și trebuie să-și asume acest lucru. Capricornii s-au schimbat, ei nu le mai reproșează celorlalți tot felul de lucruri, ci ei se chinuie să-i ajute pe cei care ar putea să se simtă în deficit. Deci se spune că acum, într-o perioadă a descărcărilor karmice, indiferent că vorbim despre karmă de atașament, de ignoranță sau de agresivitate, dacă este o karmă foarte puternică, se spune că nici nu mai poți alege, adică practic se anulează liberul arbitru. Pentru nativii Capricorn putem vorbi despre două tipologii de situații, una în care le merge totul strună și au domenii în care le merge bine, dar și o situație în care nu că nu mai au liber arbitru, practic nu pot alege. Deci încercați să identificați zona în care nu puteți să alegeți, zona în care este totul precum un dat. Deci pur și simplu orice ați face nu puteți schimba datele problemei. Se pune și un pic așa, chiar există astfel de situații pentru toate zodiile în care într-un anumit domeniu nu putem alege, asta înseamnă Neptun pe ultimul grad, că nu prea poți alege. Doamna doctor, ce le putem spune acelor pacienți care sunt veșnic nemulțumiți și care pur și simplu nu au acea înțelepciune să înțeleagă că unele lucruri nu pot fi schimbate? Apare pericolul bolii? E foarte dificil în situația asta. Da, bineînțeles că apare, pentru că ei de fapt sunt într-un blocaj. Sunt ca un șoricel care e într-o rotiță și merge în continuare și nu acceptă să îi se deschidă ușa să iasă din cușcă. Deci, automat, repetitivitatea asta a gândurilor negative te va duce sigur la ceva neplăcut. Nu neapărat ceva foarte grav, depinde de la persoană la persoană. Dar încă o dată spun, contează, nu știu, să găsești cheia, să deschizi ușa spre spre mintea lor, că spre suflet, nu știu, poate cei apropiați să știe anumite lucruri pe care ei nu vor să le spună medicului. Dar sunt situații când, dacă ai răbdare și, cum să zic, creezi așa o atmosferă, nu neapărat vă dau o rețetă și la revedere, în care de multe ori am constatat că încep să vorbească mai mult decât ceea ce îi întrebi. Adică se simt în siguranță și încep să povestească lucruri pe care tu, ca medic, care nu ești în situația lor, poți să le privești obiectiv și să pui cap la cap anumite lucruri și să-i și ajuți după aceea. Deci contează să ai răbdare, să îi asculți și, bineînțeles, să canalizezi, că nu o să lăsăm acum pacientul să vorbească așa, fără nicio țintă. Până la urmă a venit plângându-se de ceva și de acolo pornești discuția. Dar n-ai cum să nu vezi când pacienta respectivă are și o altă suferință, nu numai cea organică. Repet, se vede pe fața ei, se vede prin felul în care vorbește. Atunci când sunt nemulțumite de ceva, sunt tentate să se plângă de lucrul ăsta. Uite, sunt așa pentru că fetița mea nu știu ce a făcut, băiatul meu s-a întâmplat, soțul la serviciu mi-a făcut și bineînțeles că din cauza asta poate sunt tentate să dea vina pe ceva și nu e motivul respectiv, dar atunci îți dai seama că au și alte probleme
nu numai cele care au făcut-o să vină în fața ta. Și e bine să fii atent la toate. Dar sunt și situații, doamna doctor, în care o corectă dirijare a energiei ajută pacientul să se vindece mult mai ușor? Da, bineînțeles. Sigur, sigur se poate întâmpla lucrul ăsta. Dar trebuie să crezi în asta și să poți să o faci. Adică să te gândești că nu numai niște pastile rezolvă tot. Exact cum spuneam, mergi la psihiatru și îți dă pastiluța. Nu asta. Trebuie să faci și psihoterapie, apropo de un psihiatru. Nu numai pastila în sine. Revenim după publicitate cu nativii vărsători. Am revenit. Pentru nativii vărsători, foarte importantă este forța cu care acum Uranus acționează asupra dumneavoastră. El se găsește într-o poziție de forță, chiar astăzi primește aspecte impecabile de la luminarii pe acest fenomen de lună nouă, conjunct cu Marte pe aspecte frumoase și cu Saturn. O forță foarte bună pentru cei care vor să construiască ceva, să-și echilibreze energia, să o ducă pe o zonă constructivă, pentru cei care își stabilesc un proiect sau vor să-și facă o structură și vor să se țină de structura respectivă. De exemplu, se știe că oamenii care sunt organizați, neapărat că trăiesc mai mult, dar în orice caz au o viață mult mai echilibrată. Adică orice gând echilibrat, orice lucru pe care tu îl faci echilibrat, ordonat, îți aduce mult mai mult plus valoare, mult mai mult confort. De aceea, vărsătorii și toți cei care se știu cu un exces pe zona uraniană, chiar dacă au preocupări care nu permit atâta atenție zonei de concret și de organizare, totuși au început să respecte foarte mult în ultima vreme acest tip de organizare. Pentru că în momentul în care ești organizat, ești pus la punct cu tot ce ține de, nu știu, acte, contracte, analize, finanțe, psihicul simte și are o liniște suplimentară. În momentul în care toate lucrurile sunt haotice și e degringolat în tot ceea ce faci și dezordine, psihicul simte și tu ai o stare de panică permanentă. Da. Vărsătorii sunt mai expansivi, așa, cu capul noi. Dar, în general, când ai un program de respectat, tu, ca și individ, ești mult mai organizat și ești mai sigur pe tine. Adică psihicul tău știe că are de făcut. Se duce la ora 8 până la ora 3, adică ți-ai programat cumva mental ce ai de făcut a doua zi sau, mă rog, pe un an, depinde de ce program vorbim. Contează lucrul acesta ca să fii, cum să zic, să fii ordonat. Apropo de ce spuneai, să aranjezi anumite lucruri, anumite acte, da, pentru că ai certitudinea că ceea ce faci e bine, nu ai loc de, cum să zic, de surprize, să stai în cam... Diferența dintre a fi relaxat să mergi pe stradă sau a fi fricos să te uiți dreapta-stânga, ție se cățelul din curte. Deci tu, ca și organism, percepi lucrurile, străirile pe care le ai. N-are cum să nu-și lase amprenta asupra ta printr-un, nu știu, dezechilibru la un moment dat, pentru că și bolile sunt niște dezechilibre energetice, hormonale, din vari motive. Și nu e bine să gândim negativ. Acest Neptun pe gradul 359 vorbește despre un soi de dezechilibru care ne afectează câmpurile aura și ne poate perturba, dar este un dezechilibru foarte ascuns, să spunem așa, pentru că Neptun se găsește în pește acum. Deci este posibil să nu-l identificăm atât de ușor. S-ar putea noi să credem că, nu știu, ne perturbă faptul că se construiește un bloc lângă noi, dar de fapt să ne perturbe faptul că știm că, nu știu, nu avem un act în ordine sau faptul că nu vorbești cu o rudă îndepărtată. Deci foarte important este și face parte din procesul acesta al menținerii unui câmp armonios și chiar de a te pune împotriva unor potențiale boli, împotriva zonei de deficit, este foarte important să dăm, să onorăm, să dăm importanța cuvenită zonelor dezechilibrate, adică chiar să căutăm puțin, să facem săpături, precum un detectiv, să vedem, dom'le, ce mă dezechilibrează totuși? Păi mă dezechilibrează faptul că, nu știu, nu am timp să mănânc la prânz. Nu, s-ar putea să nu fie asta, s-ar putea să dezechilibreze faptul că ești certat cu, nu știu, ce prieten, sau faptul că nu ți-ai terminat studiile, sau faptul că, nu știu, ai un copil care nu știi pe unde bântuie, cum se spune. Deci, pe fiecare persoană este tulburată de un aspect. Dar nu neapărat este aspectul pe care îl conștientizezi cel mai mult. Vi s-a întâmplat, doamna doctor, să întâlniți pacienți care chiar întrebați, fiind, domne, care este sursa de stres, să nu o identifice corect?
Adică v-ați dat seama în timp că nu era... Da, într-adevăr. Sunt situații de genul ăsta când sunt tentați, poate nu știu dacă sunt chiar fără să-și dea seama sau voit, cumva vor să bage capul în pământ ca struțul sau un nisip și spun, uite, asta este motivul, dar de fapt motivul real e altul. Câteodată nu vor să-l recunoască și reacționează diferit. Dacă spui, uite, asta este cauza, vor să recunoască și atunci, dacă țin cont, ajung la finalitate pozitivă. Dacă nu, poate nu mai vine a doua oară, pentru că ei refuză ceea ce le-ai spus tu. Sunt și situații de genul ăsta. Revenim după publicitate cu nativii pești. Am revenit și pentru că am ajuns la nativii pești, cei care beneficiază zilele acestea de aspecte absolut superbe. Avem un Saturn și un Neptun, ambele planete în pești aproape perfect aspectate. Înseamnă că există un potențial energetic care ar fi păcat să nu fie folosit într-o zonă foarte constructivă. Atunci când avem două planete de asemenea calibru, precum Saturn și Neptun, în semnul nostru perfect aspectate, înseamnă că tot ce ține de... orice fel de preocupare, de punere în practică a unui proiect, acțiuni, totul practic este armonizat de sus. Deci primim ajutor nesperat din partea Universului. Deci practic pentru pești sunt niște zile care arată un fel de șansă de reușită, cam orice își doresc le iese. Și mai mult decât atât, există și această șansă de a echilibra lucrurile, mai ales de ce i-aș sfătui acolo unde știu că sunt zone dezechilibrate, să echilibreze. Unde știți că este ceva dezechilibru, încercați să echilibrați. Pentru că este o configurație astrală foarte bună, adică nu știu, te simți neputincios din punct de vedere al regimului de viață. Încearcă să iei o hotărâre. Nu-ți place ceva în viața ta ca nativ pește, încearcă să faci ceva în domeniul acela, pentru că au foarte mare susținere. Este foarte armonioasă energia în jurul lor. Deci e foarte bine să identifici, da, cam ce îți face ce ție bine și ce... energie. Exact, da. Și atunci să beneficiezi de asta. Nu sunt multe zile cu astfel de configurație astrală. Acum este o zi și sunt câteva zile cu un potențial pozitiv. Adică este ceva pe plus, totul este pe plus. Și atunci... cam orice ar veni să te provoace, să te duci pe zona de deficit, de minus energetic, adică să te tulburi, să te consumi, să te enervezi, să intri în conflict, să stai toată ziua și să te gândești la rău, e bine să dispară. Pentru că este ca și când nu folosești potențialul, este ca și când în fața ta este un spectacol și tu te gândești la altceva. Da, interesant. Deci cumva putem să fim invidioși pe pești că au... acest ajutor acum? Nu, e foarte bine să, într-adevăr, să știm, să fim cinstiți cu noi și să facem o analiză, să știm ce ne face bine, ce nu ne face bine și să nu rămânem ancorați în lucrurile care sunt cu energii negative, pentru că e foarte clar că nu ne ajută. Niciodată nu cred că ne ajută să ne văicărim. Haideți să vedem ce facem, să ieșim din situația respectivă. Asta înseamnă să gândim pozitiv și să nu ne încărcăm cu lucruri care nu ne ajută. Până la urmă nu ne ajută cu absolut nimic să gândim negativ, să nu vedem luminița de la capătul tunelului, pentru că atunci descărcăm energii negative. Știm că peștii au legătură puternică și cu natura, doamna doctor. Este important să luăm în calcul și zona aceasta de tratamente naturiste sau zona aceasta în care totuși se stabilește un contact cu natura care te pune un pic pe picioare, energetic vorbind? Păi nu e nimic, cum să zic, nou în a spune că o anumită terapie naturistă ne ajută. De ce? Pentru că în natură nu inventăm noi tratamentele. Știința doar vine și le explică pe cele care le vedem în natură. Sunt substanțe care le găsim în anumite plante, din care, dacă le extragem, putem să facem anumite suplimente sau medicamente cu care tratăm anumite afecțiuni. Adică, apropo, să fim puțin așa pe lângă partea asta medicală concretă, țin minte când eram studentă, profesorul de virusologie ne spunea, când aveți o viroză, nu o tratați cu antibiotic, că n-are niciun efect ceea ce se știe, în schimb, spuneți-le pacienților să mănânce mujdei de usturoi. De ce?
ca o glumă, unul, că dacă mănânci și mușdăi de usturoi pe lângă tine se face un spațiu de 2 metri și sigur nu transmiți viroza sau nu o iei de la cineva, și doi, substanța pe care o are usturoiul este o substanță antivirală și practic distruge virusurile. Adică important este să știm ce găsim în natură și să o și folosim. Sunt foarte multe rădăcini, foarte multe frunze, anumite plante care au substanțe care sunt de-a dreptul miraculoase. Adică momentul în care știi ce ai de făcut și folosești planta respectivă, efectul e 100% garantat. Deci natura ne oferă ceea ce trebuie ca să ne echilibrăm. Dar e destul de dificil să știm ce ne înconjoară. Nu multă lume cunoaște lucrurile acestea. Acum au început să fie studiate și devin tratate. Începem să avem volume cu plante, cu ce putem scoate din ele, cum putem să le folosim. Da, doctor, nu le facem, mulțumesc mult de tot pentru participare. Vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni, iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere!